În cursul zilei de ieri, un incendiu a izbucnit la o stație GPL din localitatea Corcova, în urma unui accident rutier. Incidentul a mobilizat rapid echipele de intervenție din cadrul ISU Mehedin și Gorj, fiind trimise la fața locului două autospeciale cu apă și spumă, dar și o ambulanță SMURT. Pompierii din cadrul stației Strehaia au intervenit prompt pentru stingerea incendiului. În sprijinul acestor a fost solicitată și o auto specială de stingere din cadrul ISU Gorj. La scurt timp, după sosirea forțelor de intervenție, incendiul a fost lichidat, însă pompierii au continuat să acționeze pentru răcirea rezervorului, prevenind astfel o posibilă explozie. În urma accidentului rutier, două persoane au fost evaluate medical. Una dintre acestea, care prezintă dureri lombare, a fost transportată la unitatea de primiri urgențe de către un echipaj SAR. Starea celeilalte persoane nu a necesitat transporturi la spital. Accidentul a avariat supapa recipientului GPL, provocând pierderi de gaz în atmosferă. Pompierii au continuat să acționeze pentru răcirea recipientului și asigurarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor. Pompierii mehedințeni au intervenit ieri de dimineață pentru stingerea unui incendiu produs în urma unui accident rutier la o stație GPL din localitatea Corcova, județul Mehedinți. La locul evenimentului s-au deplasat de urgență două autospeciale cu apă și spumă și o ambulanță SMURT. În sprijinul pompierilor din cadrul stației Strehaia a fost solicitată și o autospecială de stingere din cadrul ISU Gorj, dar și autospecială de cercetare chimică din cadrul detașamentului de pompieri Drobeta Turnu Severin. La scurt timp, după sosirea forțelor la locul evenimentului, incendiul a fost lichidat, pompierii acționând în continuare pentru răcirea rezervorului. Intervenția rapidă și eficientă a pompierilor a prevenit o potențială tragedie la stația GPL din Corcova. Datorită profesionalismului echipelor de intervenție, incendiul a fost lichidat. Rapid. În acest moment, ancheta pentru stabilirea cauzelor accidentului este în desfășurare.